Greu să fii perfect de mehedinții zilele acestea, mai ales dacă te cheamă Nicolae Drăghia și ești un tip apolitic pus în funcție de către guvernul USL, care făcea dreptate până la capăt. Astfel, probabil emoționat și cu sufletul la gură pentru ședința de guvern care se apropie, cu toate că încă nu sunt semne cum că ar fi intrat în colimator și va fi schimbat. Emoția, tot emoție rămâne. Cititul de pe hârtie este mai greu în aceste zile, de făcut de către profesorul Drăghia. Și cum ședința de colegiu prefectural nu se putea termina fără o perlă scoasă de Nicolae Drăghia, aflați mai nou că focul zboară, probabil ca în reclama cu Zboară puiule zboară, sau probabil ca în viitoarea nouă reclamă Zboară prefectule zboară. 15. Informare privind asigurarea funcționalității amenajărilor de îmbunătățiri funciare și o informare a Oficiului Județean pentru finanțarea investițiilor rurale. Focul zboară spre pădure și nu avem. Eu știu, un copac căzut undeva nu poate să intre. Cum este probabil obișnuit cu găsitul oamenilor descoperiți, Drăghia face apel la directorii apolitici și competenți numiți de către USL odată cu el să nu fie descoperiți de tehnocrați că nu interesează de transparența publică și să nu uite că așa vin deciziile de dare afară din funcție. Vreau să vă spun că toate ministerele vor începe să-și consulte site-urile instituțiilor din subordine. Atenție să nu fiți găsiți descoperiți, mai ales în ceea ce privește legea 544 și 27.